15 ani s-au scurs de la aventurile noastre cu Rulo. Astăzi, roboțelul nostru a crescut și este un profesor de istorie renumit. Locuiește tot în orășelul mecanic, dar vizitează des trambulina pentru a ține cursuri studenților de acolo. Duce o viață liniștită, dar asemenea celorlalți locuitori din Ținut este nemulțumit de modul în care resursele publice au fost utilizate. Toate provocările copilăriei lui se repetă cu fiecare generație. Domnul Bolovan este deja la al patrulea mandat de șef al Ținutului și se pregătește să candideze pentru al cincelea. Corupția este în continuare răspândită. Resursele Ținutului sunt cheltuite ineficient, iar libertatea de exprimare este atacată mai tot timpul. Nici numele Ținutului nu mai are sens pentru nimeni. Trecând peste albumul de fotografii din copilărie, Rulo își amintește de impactul pe care l-a avut atunci când le-a vorbit din inimă locuitorilor Ținutului. Mergând mai departe în amintirile sale, el rememorează momentul când, susținut de prietenii săi, l-a înfruntat pe vandal, precum și nenumăratele situații în care s-a lovit de influența negativă a lui Bolovan. Atunci a reușit să treacă peste toate provocările. Astăzi însă, nu există nimeni care să înfrunte nedreptatea. Ceva, își spune el, trebuie făcut. Toți cei care vor să candideze la șefia Ținutului trebuie să-și anunțe candidatura până la începutul verii. Astăzi este ultima zi pentru intrarea în cursă și se pare că Bolovan va avea un drum deschis către un nou mandat. Și cum ar putea fi altfel când doar el s-a înscris în cursă? Votul va fi o formalitate. În ultima clipă însă, Rulo intră în biroul Ținutului și anunță că va candida împotriva domnului Bolovan. Șocați de anunțul lui Rulo, locuitorii Ținutului Distracției devin interesați de campanie. Pentru prima dată în foarte mulți ani există o confruntare reală. Victoria lui Bolovan nu mai este sigură. Presat de circumstanțe, Bolovan susține că va aplica noi reforme în Ținut, însă Rulo demontează minciunile, amintindu-le tuturor de modul corupt în care au fost utilizate resursele publice. Cu siguranță, o schimbare este necesară, le spune el tuturor. În final, confruntat cu realitatea corupției sale și cu eșecul Ținutului capturat de el și prietenii săi, Bolovan pierde alegerile. Având o strategie de dezvoltare și susținând dreptatea și egalitatea în fața legii, Rulo dă voce nemulțumirii tuturor și câștigă un mandat care să redea culoarea Ținutului Distracției. Aventurile copilăriei lui l-au ajutat pe Rulo să înțeleagă că întotdeauna poți să-ți ajuți comunitatea, înfruntând nedreptatea, spunând adevărul și lucrând alături de alți oameni pentru rezolvarea problemelor. Voi ce credeți că l-a inspirat pe Rulo să se implice? Ce credeți că nu a mers bine în Ținutul Distracției? Cum vedeți implicarea în viața comunității și a regiunii în care trăiți?